V-ați pus vreodată întrebarea de la ce vine chat GPT? G. Generativ. Generează ceva. P. Pre-learned. Adică educată mai dinainte. T. Transform. Transformă informația. Partea care mă interesează e P, Pre-Learning Processes. A învățat să învețe, din cuvinte, acum din imagini. Ghici, ghicitoarea mea, Florin Antonie, 29 septembrie 2024. Cine o învață pe această inteligență artificială? Voi. Cum? Îi spuneți ce vă place. Ce mâncați? Când mâncați? Când vă treziți? Cum vă treziți? Ce mofturi aveți? Pe cine iubiți? Pe cine iubiți? Eu sunt căsătorii, frate, îmi iubesc nevasta. Serios? Inteligența artificială știe pe cine iubiți. De unde? Știe unde vă uitați? Știe ce cuvinte scrieți? Știe și cât de tare apăsați pe buton când scrieți? Dacă vă tremură degetul, deduce emoții, deduce sentimente și învață de la voi. Lumea va ajunge într-o minciună și va ajunge să creadă o minciună. Frate, noi suntem români, mi-a zis cineva. Nu ne duce pe noi de nas. Serios. Ascultați-vă ce vă zic. Când în fața ochilor tăi vei vedea doar ce îți place, doar ce te avantajează. O realitate croită, măsurată și tăiată specific doar pentru tine, pe măsura ta, pe calapodul tău. Vei zice că ai ajuns în rai. Aia este marea minciună. O realitate pentru fiecare individ a acestei omeniri. Asta va face inteligența artificială. Îți va crea o realitate unică și personalizată ție. E un joc al minții din care nu poți, nici măcar mai capacitatea să ieși. Să te păzească Dumnezeu să ajungi acolo. Stai lângă mine, lângă ăștia mai proști, care vrem să ajungem în ceruri, înainte să fie anliști, eliberate pe pământ aceste grozavii. Noi suntem cei mai prostuți, care vrem acasă înainte de nenorocire sunt unii care vor să treacă prin nenorocire le urez succes și o spun cu tot respectul chiar le trebuie succes pe care nu l-vor avea dar noi le urăm din bunăvoință dumnezeu să vă binecuvânteze